De ce? Ați trăit foarte intens meciul ăsta. Ați sperat la un moment dat că veți obține o victorie peste 8 goluri. Da, și era sunteți dezamăgit? Nu, deloc. Să fiu sincer, ce am discutat și cu Pașca afară, cu antrenorul dumneavoastră, calificarea dumneavoastră s-a rezolvat la meciul de la Bistrița. Deci, la valoarea individuală a jucătorilor de la Bistrița, era un lucru, nu știu, un senzațional să putem să întoarcem rezultatul la peste 8 goluri. Dar noi ne-am bătut, ne-am luptat pentru șansa noastră, pentru că am avut o șansă, am mers și la 5 goluri diferență. Drept dovadă că am fost superior, chiar dacă rezultatul e mincinos la momentul ăsta, 18-18, în prima repriză experimentată echipa Bistriței a dat doar 8 goluri și a primit 12. În a doua repriză am căzut pentru că dacă în prima repriză jucătoarele au sperat și au avut moralul ridicat văzând că ajung la 5 goluri diferență, în a doua repriză, pe măsură ce timpul trecea și scorul era tot așa 3 goluri, 4 goluri, subconștientul a realizat că nu vom putea face rezultatul fantastic de a bate la măcar 8 goluri, pentru că diferența nu mai aveam nevoie de 9, aveam de 8, goluri mai puține. Da, asta e. Sunt foarte multe jucătoare tinere, 18 ani, 19 ani. Îmi pare rău că am avut astăzi vreo două jucătoare cu experiență, adică mă refer la 24-25 de ani, care în loc să dea un plus celor tinere, astăzi s-au pierdut din cauza mizei jocului. Da, una peste alta, eu sunt mulțumit, am jucat un joc foarte bun. Eu chiar o să le felicit. Dacă am fost supărat până acum pe ele pentru diferența asta de 8 goluri anormală de la Bistrița, pentru că să nu uităm, cu 11 minute înainte de final la Bistrița era egal 20-20, eu acum le pot ierta tot și mă voi duce cu forțe mult mai mari la turneul de baraj, pentru că dacă noi la baraj vom juca așa, eu cred că vom face surpriză și anul viitor vom fi Liga Națională. În concluzie, apreciați că s-a desfășurat cu fair play duelul ăsta de la distanță în acest campionat între Bistrița și Deva. Din punctul meu de vedere, totul a fost ok. Ce m-a deranjat și nu a fost prea fair play și ok, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile din săptămâna asta, adică dialogul ăsta de la distanță prin federație, cu locuri în sală, cu oameni. Ați văzut? Legea spune că trebuie să dai 15 locuri. Ați văzut câți oameni am lăsat în sală? Marian Muntean nu e un nemernic de om, e un om care înțelege și îi place sportul și fenomenul și îi place fair play-ul și să fie în sală mulți spectatori. Dar nu puteam să, cum să spun, să mă cert cu oamenii prin hârtii. Și atunci am lăsat să înțeleagă că vor fi 15 și de fapt era jumate de tribună, ați văzut, au fost oameni de dumneavoastră, n-am avut probleme, n-au fost incidente, din potrivă, eu cred că a fost unul dintre cele mai frumoase spectacole, cum nici la dumneavoastră, galeria la dumneavoastră, nu creează spectacol care l-au creat astăzi aici. Eu felicit toți spectatorii pentru ceea ce au făcut astăzi, echipele, vă doresc baftă în Liga Națională, că vă așteaptă o viață grea, să nu credeți că e ușor. Da. Vom vedea ce mai fi.